Bună ziua, domnule primar! Iată că ne aflăm iarăși în comuna acolo Tămășeni, nu v-am mai vizitat de anul trecut. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și consătenilor din comuna Tămășeni și telespectatorilor care ne ascultă. Vă rog! Domnule primar, anul 2020 a început de ceva vreme, v-ați făcut cu siguranță planuri, aveți un plan de bătaie, aveți un buget pentru investiții, aveți o listă de investiții, dacă puteți să ne spuneți despre toate astea, listă de investiții, de exemplu? Da, sigur. Deci în lista de investiții pe care avem anul ăsta din bugetul care îl aveam pe 2020, sunt câteva părți de cofinanțare din lucrările anterioare care au fost începute anul trecut. Vorbim de acele trotuare și școala gimnazială Tămășeni, unde lucrările continuă și avem partea noastră de cofinanțare. Apoi cu noile proiecte care le avem pentru anul acesta, înseamnă reabilitarea primăriei prin zugrăveală, modernizare și extindere școala Tămășeni, am spus-o deja, partea de cofinanțare, reabilitare grădinița Tămășeni în vederea obținerii autorizației PSI
și primăria la fel, deci aceste două investiții, care deja aceste două investiții cred că o să meargă undeva la o valoare de 200.000 de lei și pentru o comună cred că sunt suficienți bani, dar trebuie să o facem pentru că am rămas un pic în urmă. Avem un mic proiecțel pentru terenul de sport la județeni, unde o să facem un grup sanitar, pentru că nu există, este un foarte vechi acolo și am prins o sumă de bani, o să facem proiecțelul și să facem, să fie ceva conform timpurilor noastre, legat la canalizare, apă și așa mai departe. Mai avem un proiecțel la, asta am spus-o, cu grădinița de la Tămășeni. Avem extindere rețele electrice în comuna Tămășeni, pentru că avem câteva zone, câteva străzi și în Tămășeni și în Adujdeni, unde trebuie să facem o extindere rețea electrică. Deja oamenii au construit câteva case și sunt fără aceste utilități, da? Și deja am început proiectarea acestor străzi pentru extinderea rețelelor electrice. Avem un proiect început și cred că săptămâna asta vom semna și contractul pentru acest proiect de extindere apă canal în comuna Tămășeni, care va fi depus imediat după ce am terminat toate aceste documente, să-l predau, să-l duc la București pentru înregistrare, sperăm, prin acel PNDL 3 sau rezervele din PNDL 2. Vorbim de 20 de kilometri extindere apă canal. Asta înseamnă zonele unde au rămas cetățenii fără canal și mergem pe și zonele noi, vorbim de Livada și Lungul Vântului. Adică prin acest program cam ar beneficia întreaga comunitate cu acești 20 de kilometri de extindere apă canal. Mai avem un proiect care deja este depus la București pentru modernizare străzi prin asfaltare. Asta înseamnă 36 de străzi. Deja proiectul este pe masa Ministerului Dezvoltării, Ministerului Dezvoltării. Sperăm să avem șansa să obținem acești bani și dacă dă Domnul să fie bine, probabil că și anul ăsta vom începe și acele lucrări. Avem doar partea noastră de cofinanțare pentru proiectare, pentru că așa este normal să fie. Mai avem un proiect cu modernizarea drumurilor agricole prin pietruire, pentru că avem câteva asociații agricole care vrem să ocolească comuna, pentru că vin cu tractoare, prinde o zi nuroiasă și atunci cu tot acel pământ care îl scoate de pe terenurile agricole, nu-și curăță, da, să ocolească comuna și să nu mai transiteze comuna cu acele... Faceți propria șosea ocolitoare de centură? Nu, cumva. Deci pe drumurile agricole, ca și o... Exact, ca și un drum ocolitor să ocolească, să nu mai traverseze comuna. Dar un exemplu luat ar trebui luat și de alte comune. Ideea asta ar trebui preluată, da. Depinde și dacă au asociații și dacă traversează. Sunt comunii probabil care nu traversează comuna sau nu au drumuri asfaltate, poate sunt drumuri sătești tot prin pietruire și atunci probabil că nu-i deranjează. Mai avem încă un proiectel pentru modernizarea străzii Strada Mare a Județeni și Strada Traian prin șanțuri betonate și acostamente la fel betonate. Vom lăsi străzile și încet, încet începem anul ăsta cu aceste străzi, urmând ca în următorii ani toate străzile să fie cu acest sistem de captare a apei pluviale prin șanțuri, dar numai după extinderea apă canal, pentru ca să nu spunem să ne batem joc de banii publici sau să tăiem acel asfalt pe mijloc, vom veni pe margini cu extinderea apă canal și după această investiție vom veni și cu aceste șanțuri betonate și acostamente și eventual și în limita să spun eu, a bugetului local, o să fie și trotuare pe străzile principale ale comunei. Când spuneți șanțuri betonate, vă referiți la același model pe care l-ați folosit aici pe drumul principal, acoperit cu... Ca să facem doar prin rigol acoperit, costurile sunt foarte mari. Aceste rigole sunt foarte scumpe, deci pentru început vom face doar intrările în curțile oamenilor cu aceste rigole acoperite, restul va fi descoperit. Vor fi la fel executate lucrările ca și pe drumul județean, adică nu vor mai fi podețe, da. Vom elimina aceste podețe și va fi, eu zic, cred că cât de frumos. O să și avem grijă de cei cetățeni care doresc duminica să iasă la privit în stradă și o să le punem câte o băncuță, deci nu e problemă. Deci avem în proiect și lucrul acesta. Iar
la... Asta ar fi lista de investiții. Pentru anul acesta. Pentru anul acesta. Pentru anul cum, acesta. Cum arată bugetul anul ăsta față de anul trecut? E mai generos, e mai sărac? Bugetul anul acesta, da, este un pic mai bogat. Vorbim de o sumă de 400.000 de lei, mai mult ca anul trecut. Ceea ce va ajunge să implementați toate proiectele astea fără discuții. Fără discuții. Ne ajung acești bani și sperăm să le ducem și la bun sfârșit și să le încheiem. Mai avem acel proiect care... dacă l-ați văzut dumneavoastră, cu un stimulent pentru mamele care aduc pe lume un copil, vor primi o sumă de 1.500 de lei. Eu zic că este de bun augur și cu acest proiect poate că mai și influențăm să mai crească și natalitatea în comună, că știm că la nivel național... La stimulentul ăsta ați luat în calcul numărul de nou-născuți pe anul trecut? Da, am luat un calcul, cam anul trecut a fost în jur de 70 de mame care au dus pe lume un copil și ne încadrăm în acest buget. Deja sunt și sume repartizate pentru aceste mame. Doamne ajută și să aducă cât mai mulți copii pe lume. Iar cei care aduc, să spunem, gemeni, vor primi suma dublă. Și dacă vor fi tripleți, va fi triplă. Adică ideea este să încercați cât mai mult. Că... Ah, nu, deci nu-i după noi. Deci dacă e să fie gemeni, deci acea mamă va beneficia de o sumă dublă. Deci vorbim de familiile în care apar copii anul acesta. Da, anul acesta după hotărârea Consiliului Local. 1.500 de lei pentru da. Fiecare, e un stimulent pentru fiecare. Și dacă o să dea roade și o să fim sănătoși și sperăm că să fie bine, la anul dacă o să avem posibilitate, o să mărim suma. Dar să vedem, eu nu-i început. Ce să faceți dacă anul ăsta se vor naște mai mult decât... Să găsesc soluții pentru fiecare mamă. Deci odată ce există o hotărâre și am făcut acest proiect, și să fie și 100 și nu e nicio problemă. Vreau să vă întreb o chestiuță legată de vorbeam înainte de emisiune. Și anul trecut s-au născut 70 în jur de 70. De 70 de copii, 31 în Tămășeni pe 2019. A spus de asemenea că s-au construit mai multe case noi la care trebuie să ajungeți de acum cu anumite utilități. Păi, asta înseamnă că sunt mai multe familii. Da, mulți care lucrează în străinătate și știți foarte bine că zona noastră Tămășeni, copiii noștri, să spun că așa îi numesc copiii noștri, pentru că și eu sunt părinte și am copii plecați, deci toți care muncesc afară își doresc să se întoarcă acasă și să facă o casă. Încep o casă, termin într-un an, 2-3, depinde de posibilitățile financiare pe care le câștigă un diaspora unde sunt plecați, Irlanda, Spania, Anglia, Italia și așa mai departe. Și fiindcă oamenii investesc aici, automat trebuie să și le creăm acele condiții care... E normal să fie la aceste timpuri. Uh-huh. În primul rând trebuie să fie curentul electric, apoi apă, canal și după aceea vin și celelalte utilități. Dar avem în proiectele pe care le avem anul acesta, dacă dă Domnul să fie bine, vor avea și acea mare bucurie de și tronsonul de drum asfaltat. Și atunci dacă venim și cu celelalte utilități, atunci chiar că își doresc și să vină acasă. Și după cum vedeți că se lucrează în fiecare zi, fiindcă iarna a fost blândă chiar și la trotuare, la aceste investiții am lucrat foarte mult și la școală s-a lucrat. Adică a fost o iarnă blândă și a fost doar cu plus și chiar s-a lucrat și se lucrează în fiecare zi. Ne întoarcem puțin aici în Tămășeni, lăsăm puțin diaspora deoparte. Ieri am văzut o informație legată de o problemă destul de spinoasă pentru locuitorii comunei și anume pentru cei care au terenuri în zona administrativă a Strunga. Știu că acolo este o problemă destul de serioasă, de ani de zile trenează între autoritățile Iași, autoritățile Neamț, Tămășeni, Strunga și acum ați fost împreună cu prefectul George Lazar la Iași și ați avut o întâlnire acolo unde v-ați bătut pentru oamenii dumneavoastră. Da, este o problemă mai veche cu terenurile pe raza județului Iași. De fapt, nu este numai la Strunga această problemă, sunt în mai multe zone a Iașului unde noi trebuie să recuperăm mai multe hectare de teren.
Întâlnirea pe care am avut-o ieri cu domnul prefect de Neamț și Iași la prefectura Iași, am luat și un reprezentant al celor 72 de persoane care au hotărât judecătorești și sunt pe raza comunei Strunga, unde primarul de la Strunga spune tot timpul că nu are terenuri la dispoziție și că să așteptăm o cadastrare generală, ceea ce ar însemna o lungire foarte mult. Adică o cadastrare generală poate să dă cu încă iarăși 3-4 ani de zile. Nu, eu cred că nu există un pic de bunăvoință din partea autorităților de Strunga, pentru că atât timp cât este o hotărâre judecătorească, este și o decizie a Comisiei Locale Strunga de foarte mulți ani și nu s-a pus în aplicare și am mai avut întâlniri de genul la Iași cu prefect de Neamț, prefect de Iași, unde la fel ne-au lungit și ne-au lungit. Sper că de data asta să găsească soluția și să pună în posesie acești oameni, pentru că noi practic nu ne-am dus la cerut, ci este terenul cetățenilor din comuna noastră. Dar haideți ca să-i lămurim pe toți cei care ne urmăresc. Despre ce e vorba? Adică multă lume a auzit, băi, sunt oameni care au probleme cu terenurile în zona aia, ar trebui să rezolve. Dar de unde a pornit toată povestea asta? Cum s-a întâmplat asemenea? Aceste terenuri sunt cumpărate de bunicii noștri cu ani în urmă, dinainte de regimul comunist. Au venit comuniștii, s-au făcut fel de fel de CAP-uri, după căderea regimului comunist, fiecare s-a dus și își recapete dreptul de proprietate. Practic, noi pe raza județului Iași aveam 420 de hectare de teren, am recuperat 220, au mai rămas de recuperat 200 de hectare. Dintre care acești oameni s-au judecat prin judecătorie și au câștigat o suprafață de 37 de hectare. Ori, Primăria Strunga, pentru că acolo au avut acești cetățeni terenurile, trebuia să pună în aplicare o hotărâre judecătorească, ceea ce nu s-a întâmplat. Și din 2002, din 2006, aceste hotărâri, deci oamenii de atâția ani de zile umblă pe drum să le se dea aceste terenuri. Nu ne-am dus la cerut, ne-am dus să ne cerem dreptul de proprietate. Cum dumneavoastră ați avea o proprietate în București, o casă și cineva voia abuziv, ceva de genul. Că i-au pus oamenii lor în posesie ce au fost pe raza UAT Strunga sau în alte zone ale județului, aș vorbi de Heleșteni, Ionecul, și așa mai departe. Ar fi trebuit ca aceste terenuri să ni le dea. Am mai avut discuții chiar și la nivel de București cu ADS. Am rugat să ni se dea retrocedeze sau să dea UAT-urilor un teren care ei spun că nu-l mai au și să ne dea nou terenul care ne se cuvine. Nu s-a întâmplat. Este o luptă, din câte știu eu și mama mea când trăia, prin anii 1992, 93, 94, de atunci este o luptă continuă pentru acest teren pe raza județului Iași și nu s-a rezolvat nimic. Și nu vedeți nicio... Măcar cu aceste 37 de hectare și după aceea să faci un pas următor. Pasul următor înseamnă ADS-ul să cedeze la o suprafață de teren în care se poate să ne se elibereze și nouă titlurile de proprietate. Pentru că noi, practic, din acea suprafață de teren pe care avem pe raza județului Iași, nu deținem decât 44%. Restul nu se găsește. Dar s-a încercat o soluționare financiară, la modul, nu avem terenuri să vă dăm. În schimb, haideți să stabilim pentru o expertizare, cât ar putea să coste terenul și să vă dăm banii. Atât timp cât nu există un titlu de proprietate, nu ai în mână un titlu de proprietate și spui că pe titlul ăsta de proprietate am un hectar și tu nu găsești decât 44, da, atunci poți să vii și să spui că ai cât ți-l plătesc. Dar nu există, deci nu sunt titlurile liberate pe raza județului Iași. Deci nu există nicio soluție în care să spui că să-mi plătești acest teren. Nu există. Doar să intrăm în posesia acestui teren și după aceea cetățeanul să-l vândă dacă dorește sau nu. Sperăm ca până la urmă, din multe insistențe, și domnul prefect George Lazar este foarte activ și chiar a dat curs acestei, să spun, inițiative pe care eu o am și împreună poate o să reușim și cu nouul prefect de Iași. Am văzut că este un prefect, să zic, deschis și că sperăm să rezolvăm. Următoarea întâlnire va fi pe data de 23 martie, care sperăm că atunci, că până atunci ce a rugat amii prefecți primarul de la Strunga să ia măsuri și să găsească soluția în care să ni se dea aceste terenuri. Domnule primar, ca să ne întoarcem aici în comună, spuneți-ne, vă rog, ce s-a mai întâmplat cu casa care a ars, s-a rezolvat. La care ați fost dumneavoastră la și ați filmat. Acea familie este de atunci, imediat, deci s-a făcut casa, au primit tot ce le-a trebuit, și paturi, și dulapuri,
tot ce s-a putut, de la mulți beneficiari care au avut multe lucruri, deci toată lumea a dus și acum chiar nu mai au nicio problemă. Deci și are intrat în normal. Da, între timp a mai apărut o problemă, doi frați care nu sunt căsătoriți, tot la fel din necăjiți, le-a ars casa, cred că prin decembrie, a mai fost un incendiu, casa fiind de lut, știți, când vine pompierii nu poate să facă, să nu ude pereții și s-a cam dus și acea casă. Acum a fost pe ordinea de zi și acest proiect de ajutor, au fost toți de acord și să vedem în următoarea ședință pe care o să avem, o să facem un proiect de hotărâre, să vedem, le facem o căsuță cu două camere sau de altă soluție nu există decât doar asta. Da, băi, e bine că se implică, în fine, comunitatea. Dumneavoastră sunteți în fruntea comunității, e normal să vă implicați și să-i ajutați pe oameni atunci când sunt în necaz. Cu siguranță, ne implicăm și nu o să lăsăm pe oameni să stea pe drumuri. Avem obligația să ajutăm, pentru că până la urmă suntem oameni și nu putem să-i lăsăm pe drum. Sunt necăjiți și trebuie să-i ajutăm. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Cu mare drag și vă mai așteptăm și data viitoare. Când lucrurile... uitați-mi să vă spun de un proiect care iarăși la fel de frumos. Cred că imediat când s-a încălzit și s-a dat drumul la stațiile de asfaltare, vom face reparația drumului județean de la intrare în Tămășeni și până la ieșire în Ajden, câte la mână administrare, 5,5 km, deci vine o reparație prin covor asfaltic. Deci imediat, poate să spunem, maxim o lună. Deci avem și sumele alocate, deci doar atât. Îl scoatem la licitație, cine va câștiga și sper că în luna lui aprilie deja să fie totul și după aceea nu o să mai avem treabă 10-12 ani pe acest tronson de drum. Faptul că l-am în administrare, atunci profit de această ocazie pentru că să... nu intru în alte detalii, ar fi mai bine așa. L-am în administrare și investim pentru că până la urmă noi circulăm pe acest drum. Eu vă urez mult succes. Doamne ajută! Mulțumesc și vă mulțumim foarte mult pentru răspunsuri și rămâi să ne vedem data viitoare. Sigur. Mulțumesc și eu. Zi bună. La revedere.